nu e în apele lui, nu l-am văzut niciodată degajând așa de pe 6 metri. Iameogo. Iameogo, urmărit de Crețu, întoarce pentru Diaz, pătrundere extraordinară, Diaz, oh, gol marcat de Florea, 1-0, 1-0 pentru Chindia. Capitanul târgoviștenilor Florea punctează după o degajare ratată a lui Straton, probabil din cauza gleznei. 1-0, de remarcat însă pătrunderea fantastică a lui Diaz, care a accelerat uluitor. Primul gol al sezonului pentru Chindia, reușit de Daniel Florea. Al 20-lea gol marcat de Florea de când a venit la echipa din orașul natal. Urmăriți-l pe Diaz. Aici Ameogo se descurcă bine, dar priviți-l pe Diaz cum accelerează pe lângă Pulici. Fantastic. A încercat în disperare de cauză Eban să blocheze. A atins mingea, dar târgoviștenii deschid scorul meritat, aș spune, după ceea ce s-a jucat în primele 45 de minute. Din nou Dinamo, la fel ca și în prima etapă, se vede condusă la pauză. Dacă însă Hermannstadt este una dintre echipele bine cotate în Liga 1, despre care se spune că ar putea chiar să prindă play-off-ul, ei bine, Chindia este într-o cu totul altă situație. V-am spus, ultima campionatul trecut salvată după un baraj.